Acum vă chem să stăm ridicați în picioare pentru a citi un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Cuvânt pe care ne va sluji în această seară ca și hrană, Ezechiel, capitolul 37. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul, în Duhul Domnului, și m-a pus în mijlocul unui văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis: Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie? Eu am răspuns: Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis: prorocește despre oasele acestea și spune-le: oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea: iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne și vă voi acoperi cu piele. Voi pune un duh în voi și veți învia și veți fi și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea deasupra, dar nu erau încă duh în ele. El mi-a zis: prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeul: Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învie. Am prorocit, cum mi se poruncise, și a intrat Duh în ei și au înviat și au stat pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis: Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. Până aici cuvântul Domnului, vă mulțumesc, puteți să vă reașezați locurile. Frați și surori, știu că pentru dumneavoastră, începând de duminică, două slujbe, de ieri și astăzi, este a patra întâlnire pe care o petreceți în casa lui Dumnezeu și mă bucur în această seară că suntem împreună în jurul cuvântului Dumnezeu. Apreciez faptul că v-ați oprit de la muncă, v-ați oprit de ale voastre, ați putea fi câștigat ceva bănuți în plus, dar ați fost conștienți în această seară că este o seară de părtășie, o seară de rugăciune și ați venit în această seară în mod special să ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze! În această seară, Domnul mi-a pus pe inimă să vă aduc acest cuvânt și am primit și confirmarea din partea lui Dumnezeu, deși nu eram sigur legat de acest mesaj, dar cred că în această seară Duhul lui Dumnezeu va atinge inimile noastre și va vindeca multe stări în această seară. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu! Pentru că în cartea în care eu am citit-o în atenția dumneavoastră, am citit despre o vale care era plină de oase uscate, ceea ce reprezenta poporul Israel. Este o metaforă arătând starea oamenilor de pe vremea aceea. Acum, în această seară, eu n-am venit să aduc o mustrare pentru dumneavoastră. În primul rând, am venit ca Domnul să mă atingă, să vorbească mie, pentru că știu că aveți frați binecuvântați în care vă aduce cuvântul lui Dumnezeu. Dar ăsta e cuvântul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Trăim într-o vreme și într-o lume în care lumea suferă și chiar este bolnavă și avem multe cazuri și la noi în biserică, multe cazuri despre bol în trup. Sunt anumite boli fizice care le avem în trupurile noastre. Nu suntem scutiți de ele.
Dar sunt anumite boli psihice, mentale. Oamenii cad în depresie. Oamenii cad în deznădejde. Și când privești la fața lui, vezi că nu mai e ceea ce a fost altă dată. Nu mai zâmbește, nu mai are chef de mâncare, nu mai are chef de poftă, de nimic. Dar mai există o categorie de boli spirituale pe care vrem în această seară să vorbim despre ele, ca Dumnezeu să ne vindece dacă unii dintre noi suntem din categoria aceasta. Pentru că, frați și surori, trebuie să recunoaștem, nu de cele mai multe ori suntem bolnavi din cauza păcatului. Alte ori suntem încercați și testați cu permisiunea lui Dumnezeu. Alte ori participăm la cina Domnului în chip nevrednic și Apostolul Pavel spunea, de aceea sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi. Și nu puțin dorm. Dar mai sunt și intervenții demonice în care sunt anumiți oameni care sunt legați de anumite duhuri, de anumite boli. Aduceți-vă aminte într-o pildă din Sfânta Scriptură, din Evanghelia după Luca, când Domnul Iisus Hristos a intrat într-o sinagogă, zice că a văzut o femeie care de timp de 18 ani era gârbovă și nici de cum nu își putea să-și îndrepte spatele, pentru că satana o ținea legată. Și era nevoie de intervenția Domnului Iisus Hristos. În această seară aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să vorbesc despre vindecat de uscăciune. Mesajul meu pentru noi în această seară se intitulează vindecat de uscăciune. Dar ca să fim vindecați de uscăciune, am vrea să privim care sunt cauzele de a ajunge să fim uscați. Pentru că, de ce ne-am uscat? De ce unii dintre noi suntem uscați? De ce unii dintre noi nu mai avem vlagă să citim? De ce unii dintre noi nu mai avem putere de a posti? Nu cumva suntem din categoria celor oameni care ne pretindem că suntem niște ființe vii din punct de vedere fizic, dar din punct de vedere spiritual suntem niște ființe uscate. E nevoie într-o vreme ca și aceasta de Duhul lui Dumnezeu. Și dacă tot s-a pomenit și s-a vorbit de ani de zile despre Duhul lui Dumnezeu și în bisericile noastre, chiar că este nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că vindecat de uscăciune, ce înseamnă să fiu uscat? Să nu mai ai vlagă, să nu mai poți dormi, să cazi în depresie ca și omul lui Dumnezeu Ilie, care Dumnezeu l-a folosit cu mare putere la rugăciunea lui, a căzut foc din cer și nu după multe ore s-a temut și s-a ascuns în pustiu și a vrut să moară, a căzut în depresie și viața lui care era înflorită dintr-o dată s-a uscat. Pentru că n-a mai avut chef de viață, n-a mai avut chef să înainteze și a spus, Doamne, până aici descul, ia-mi viața, mai bine să mor ca și Iona. Am citit un pasaj despre poporul lui Dumnezeu. Pretindea că sunt mult la număr, după cum și noi suntem mult la număr în această seară, după cum și biserica din Leeds se estimează la aproximativ 200-220 de familii, aproximativ peste 500, și pretindem că suntem mult, dar întrebarea mea în această seară se pune în dreptul fiecăruia dintre noi. Câți dintre noi suntem uscați și câți dintre noi suntem vini pentru Dumnezeu? Pentru că de ce am devenit uscați? De ce omul devine uscat? Și mă refer din punct de vedere spiritual. Și o să vedem în această seară cauzele uscăciunii unora dintre noi. Prima cauză a uscăciunii în dreptul unora dintre noi, îl vezi, o vezi și nu mai are chef chiar de pocăință, nu mai arde pentru Dumnezeu, nu mai este înflăcărat pentru partea spirituală, nu mai este dornic de lucrurile spirituale, înclinația lui nu mai este înspre Dumnezeu, ci înspre lume, prima cauză a uscăciunii este păcatul. De ce devenim uscați? Păcatul este primul factor al uscăciunii noastre. Pentru că într-una din zile, omul lui Dumnezeu, David, mă leg de personajul acesta, într-o zi după ce au sfârșit cu toate războaiele, după ce s-au văzut bine, există o tendință în viața fiecăruia dintre noi și ascultați-mă, după ce trece multe
lupte, după ce trecem multe obstacole, multe furtuni. Există un timp în viața noastră în care o lăsăm mai lejer cu pocăința și spunem noi, am postit când am putut, m-am rugat când am putut, când am fost mai tânăr, la începutul pocăinței, ardeam pentru Dumnezeu, cred că am făcut destul pentru Dumnezeu. Acum o mai las și eu la moale, mai moale puțin, mai stau și eu la relax puțin. Și există un timp în viața noastră când vrem să lăsăm mai ușor cu pocăința și suntem vulnerabili să fim atacați de diavolul în momentul acela. Știați că David în 2 Samuel capitolul 11 relatează Biblia un episod trist din viața lui David? Pentru că mulți spunem despre David om după inima lui Dumnezeu, dar Domnul îl numește om după inima lui înainte să fi săvârșit păcatul cu Batseba. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că acest om a păcătuit, a poftit o femeie și a păcătuit cu ea și în momentul acela a păcătuit și păcatul lui a fost ascuns timp de mai bine de 9 luni de zile. Și în momentul acela omul acesta nu mai a avut liniște, nu mai a avut pace, n-a mai avut somn și scrie psalmul 32 și scrie în felul următor: ferice de cel cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. De ce, Davide? Pentru că a fost un timp în viața mea când mi-am ascuns păcatul. Mi-am ascuns păcatul de copii, mi-am ascuns păcatul de comitet, mi-am ascuns păcatul de profeția lui Dumnezeu, mi-am ascuns păcatul de profetul Natan, mi-am ascuns păcatul chiar și de Dumnezeu, crezând că Dumnezeu permite unui om care face anumite slujbe de ani de zile, că Dumnezeu mai trece cu vederea câteodată. Și David s-a îmbolnăvit și zicea, mi se usca vlaga, dar cum? Cum se usucă pământul de seceta vânii. Atunci i-a mărturisit păcatul. Dar când o mărturisit păcatul? Când a venit profetul Natan la el și a spus, împărate David, am să spun ceva. Ai venit cu vești bune? Vei asculta. Erau doi oameni într-un sat. Unul era bogat, altul era sărac. Bogatul avea de toate. Săracul n-a avut decât o mielușea. Oiță, ăsta fiind bogat, nu și-a permis să ia din oile lui. Și-a pus mâna și-a luat oița mielușea aceea pe care a avut-o omul sărac. Gândește-te, împărate, dacă a procedat bine. Știi ce a spus David? Singur și-a dat sentința. Omul acela este vrednic de moarte, să-i dea patru înapoi. Știi ce a spus Natan? Și ascultați-mă bine. Astăzi, nelegiuirea să bea cu apa și nimeni nu mai avem tăria să spunem celui de lângă noi, oprește-te. Și Natan a spus, tu ești. Știi ce s-a întâmplat în momentul acela? David a muțit. Frați și surori, știți cât de grav este păcatul? Știți cât de grav a plătit David? În urma păcatului, Dumnezeu a consemnat porunca judecată în familia lui David. Era violență, conflict, ucidere, timp de 25 de ani, rușine. Păcatul produce rușine. Lui David, 4 copii au murit. Pentru că ascultați-mă bine, nu-i de jucat cu păcatul. Spune Biblia, moartea întâi l-a născut a lui David, din Batseba. Absalom îl omoară pe Amnon. Absalom este ucis de Ioab. Și Solomon îl ucide pe Adonia. Pentru că David, timp de mai bine de 9 luni de zile, și-a ascuns păcatul. Frați și surori, păcatul aduce rușine, dar păcatul pune și un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Dacă simți că rugăciunea ta nu mai ajunge decât până la tavan, s-ar putea că ești uscată sau uscat undeva într-un segment, într-un colțișor al vieții dumitale, există un păcat nemărturisit. Și pentru orice păcat vei fi tras la judecată, pentru că plata păcatului este moartea.
Păcatul aduce rușine. Când Adam a păcătuit, a venit Dumnezeu la el și a spus: unde ești? Și spune: m-am ascuns. Dar de ce te-ai ascuns? Pentru că eram gol. Dar cine ți-a spus că ești gol? Pentru că atunci când un om păcătuiește, aduce rușine asupra lui, asupra bisericii, asupra familiei. Trăim o vreme în care păcatul se bea. Nelegiuirea ca apa. Mi-am pus întrebarea: de ce nu se mai produce minuni în biserica din Leeds, deși avem cele mai multe bolnavi cazuri? Nu cumva eu sau dumneata ești de vină? Că din pricina lui, păcatului lui Iacan, a suferit toată tabăra? Voi pretinde să fim sfinți și aveți dreptate, cei din față, și aveți mare dreptate, că nu trebuie oricine să se ridice aici. Nu trebuie să se ridice oricine să cânte, să predice. Și aveți dreptate, dacă deodată nu aveți putere să ne spuneți, pentru că vă este rușine și ne respectați ca și oameni. Și voi știți cine trăiește în păcat și cine nu. Dar și noi avem pretenția ca poporul să se sfințească, ca și biserica să fie sfântă. Când biserica va fi sfântă, Dumnezeu va lucra cu semne și minuni. Este drept ca noi, cei prima din linie, să fim sfinți și curați, apoi leviți, apoi cei de la ordine. Este drept. Dar dumneavoastră ce faceți? Dumneavoastră ce faceți? Păi numai noi mergem în rai. Prima cauză a uscăciunii este păcatul. De aia îl vezi, o vezi și nu mai are poftă de nimic. Nu vedeți dumneavoastră că ne întâlnim unii cu alții, mergem în casele unora altora și ieșim fără să ne mai rugăm? Nu vedeți că ne punem la masă și nu ne mai rugăm? Și avem aici frații care știu, în urmă cu 20 de ani, 25 de ani, nu pretindeam să mâncăm o eugenie fără să ne rugăm. Dar acum de ce am luat-o totul așa ușor? Pentru că suntem unii dintre noi uscați. Și mă rog în această seară, Duhul lui Dumnezeu să atingă ființele noastre. Păcatul îmbolnăvește sufletul. Păcatul aduce moarte în familie. Păcatul îmbolnăvește trupul. Pentru că într-una din zile Domnul Iisus Hristos vindecă un slăbănoc în Ioan capitolul 5 și știți ce spune? Du-te și să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmplă ceva mai rău. Înseamnă că omul acesta cândva trăia bine, o păcătuit, a ajuns și Domnul îi spune să nu mai păcătuiești. Dar de ce? Ca să nu ți se întâmplă ceva mai rău. Ascultați-mă bine, știți care este cel mai mare rău? Cel mai mare rău este să te lase Dumnezeu în pace, să nu-ți mai vorbească Dumnezeu, sau să-ți vorbească și Dumnezeu să-ți îmbietrească inima. Pentru că sunt trei lucruri în care Dumnezeu vrea să piardă pe un om. Primul lucru îl orbește. Când Dumnezeu vrea să piardă pe o generație, pe un popor, un oraș, o biserică, un om, îl orbește. Au fost trimiși doi îngeri în Sodoma și Gomora și oamenii, pentru că erau răi și păcatul lor s-a ridicat atât de sus, Dumnezeu le-a orbit pe oamenii aceia și căutau ușa și nu mai puteau. Apoi, când Dumnezeu vrea să piardă pe cineva și nu mai are de lucru cu el, îi împietrește inima. Și Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. Știți de ce? Pentru că a vrut să se judece cu el. Și dacă vreo inimă este împietrită aici, este împietrită datorită uscăciunii lui, dar în spatele uscăciunii s-ar putea ca Dumnezeu să te lasă în pace. Pentru că Osea, capitolul 4, versetul 17, este un verset foarte trist. Efraim s-a lipit de idol. Observați ce spune Domnul: lasă-l în pace. Pentru că Dumnezeu trimisese de multe ori proroci la poporul Israel să-i vorbească și oamenii și-au întors spatele la Dumnezeu. Și în momentul acela Dumnezeu zice: pentru că s-a lipit la idol, lasă-l în pace. Duhule Sfinte, nu-l mai cerceta. Prorocule, nu te mai du la el. Omul al lui Dumnezeu, nu-i mai vorbi. Cântărețule, nu-i mai cânta, pentru că este uscat. Și un om care este uscat, următoarea sentință este să curea înfiptă la pom. Nu vedeți dumneavoastră când noi eram mai săraci? Pentru că starea de bine a adus și o stare de uscăciune peste unii dintre noi. Și am întâlnit frați care îmi spunea: frate Andrei, mai bine ar fi fost să fiu cum eram.
Și vă întreb în această seară, acum ar fi trebuit să-L slujim pe Dumnezeu mai mult și să mergem la adunare pe coate, pe genunchi, să-I mulțumim lui Dumnezeu că v-a pregătit acest locat și să fiți în stare pentru El, că altfel rămâneți fără El. Să ascultați de oamenii lui Dumnezeu, să ascultați de cuvântul lui Dumnezeu și Biblia să fie trăită. Dar de unde? De unde nu-i mai putere? S-ar putea, în prima cauză, păcatul. Păcatul. Și David zice în Psalmul 51. Ce spune David în Psalmul 51? Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Frați și surori, dacă suntem valoroși, suntem valoroși datorită Duhului lui Dumnezeu. Dacă avem vreo trecere, unii dintre noi, nu avem trecere că avem mai mulți bani. Ascultați-mă! Spun un lucru, poate sunt și filmat. Dacă suntem valoroși, nu suntem valoroși că avem mai mulți bani. Pentru că într-o zi s-a apropiat un om la mine și mi-a spus așa: frate Andrei, nu vrei să... Cu tare, uite, am bani. Și tot mă ispitea, am bani, uite, am bani. Știți care a fost răspunsul meu, deși s-a supărat? Frate, în ziua de azi toți au bani. Nu-i mai caracter. Nu-i mai obraz. Nu-i mai rușine. Dar de ce? Un om când se usucă, nu mai are rușine. Nu mai are respect. Și mă rog în această seară, Domnul să se îndure de noi. Prima cauză a uscăciunii este păcatul. Ascultă-mă în această seară. Dacă te-ai ascuns de tata, de mama, de slujitor, ascultă-mă bine în această seară. Duhul lui Dumnezeu îți vorbește. Nu căuta să ascunzi păcatul sub preș. Într-o zi Dumnezeu îl va scoate la suprafață. Probabil vei spune în această seară, dar de ce Dumnezeu nu mi l-a scos la suprafață? Știi de ce? Pentru că ți-a mai dat timp să te pocăiești împreună cu mine. De aceea mă rog în această seară Duhul lui Dumnezeu să se îndure de noi. A doua cauză a uscăciunii, Numeri, capitolul 11. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit pofta, ba chiar și copilul lui Israel, au început să plângă și să zică: cine ne va da carne să mâncăm? Versetul 6. Acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic, ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Frați și surori, a doua cauză a uscăciunii, unora dintre noi poate că spuneți, ce e atât de grav? E foarte grav și este al doilea păcat pe care mulți dintre noi trecem cu vederea peste el. Știți care e acesta? Nemulțumirea, cârtirea. Ascultați-mă bine, trăim o vreme în care nu ne mai mulțumim cu ce avem și nu ne mai convine aproape de nimic. Trăim o vreme în care nu ne mai mulțumim cu ce avem și aproape că nu ne mai convine nimic. Copiilor nu le mai convine mâncarea mamei și merg la fast food să mănânce. Asta a făcut-o și copiii mei. Nu ne mai convine perechea de încălțăminte pe care o purtăm, o luăm, luăm alta nouă, dar deja e... M-am dus în debara la mine. Am găsit mai multe încălțăminte de Adidas. Aproape că-s noi! Și am spus copiilor mei, dar ce-s cu astea? Puneți-le în mașina de spălat, spălați-le și puneți-le la picior, pentru că nu trebuie să risipim. Ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat, sunt o grămadă de copii în Macedonia care n-au și umblă desculți. Sunt o grămadă de copii în România care n-au ce pune pe ei.
Și noi trăim o vreme în care nu ne mai mulțumim cu ce avem și aproape că nu ne mai convine nimic. Nu ne mai convine cât câștigăm pe lună, pe zi. Eu când am venit în Anglia, lucram pentru 30 de lire la pus pavaje. Am spart betoane. Am muncit foarte greu, cu târnacoc, cu lopata. Și 30 de lire pe care le luam pe zi, vă rog să mă credeți că nu mă joc. Le cheltuiam aproape în 3 zile, mâncam. Știți de ce? Pentru că ne organizam bine. Luam 3 pui, 10 lire, luam cartofi, pâine. Dar acum, ascultați-mă, mâncare o aruncăm afară. Aruncăm tamberoane de mâncare afară. Și chiar câteodată ăștia de la primărie ne fac reclamații. Vouă nu v-a făcut? De ce aruncați mult gunoi? Pentru că suntem o generație în care nu ne mai convine de nimic aproape. Nu ne mai convine cum predică unul, cum cântă unul. Dar când te-ai rugat ultima dată și ai postit pentru el? Când ai dus o zi de post? Pentru că aveam o soră care postea pentru mine și aveam o perioadă foarte grea în care am trecut și care am crezut că Dumnezeu m-a părăsit, dar nu mă părăsise. Și femeia aceasta, sora asta, văduvă în vârstă, pe care, dacă pomenesc numele ei, o cunoașteți mulți, era veterana credinței, stătea undeva mai la deal acolo, dincolo. Da? Și după ce a plecat, îmi vine noara ei și îmi spune: să știi că soacra mea, când ție ți-a mai fost mai greu, a stat 3 zile în post pentru tine și săptămânal ducea o zi de jertfă pentru tine. Și mi-am dat seama că atunci când eu eram slab și cineva mă întărea, era rugăciunea și postul acelei femei văduve. Trăim o vreme care nu ne mai convine, nu mai convine de predicator, nu mai convine de conducător, nu ne mai convine de frate, nu mai convine de cel care filmează, nu ne mai convine de ușier, nu ne mai convine de nimic. Și ascultați-mă bine, asta e starea de nemulțumire, de cârtire. Asta e păcat. Cârtirea și nemulțumirea e un păcat. Poate că n-ai știut în această seară. Și toată ziua nemulțumit, toată ziua cârtitor și tu te usuci și nu-ți dai seama. Suntem generația ce avem cea mai avută, dar și cea mai pretențioasă. Suntem generația care suntem cea mai avută, dar și cea mai pretențioasă, cea mai mofturoasă și cea mai nemulțumitoare. Ascultați-mă, privesc în această seară, sunt frați care de anumiți ani am plecat împreună. Oamenii aceștia au rămas aceiași. Ascultați-ne, generația tânără care veniți. Voi n-ați prins și n-ați trecut pe unde am trecut noi. Noi am mâncat o pâine și un baton de salam o săptămână. Voi acum faceți mofturi. Noi am purtat o pereche de pantofi 3 ani, 4 ani, pentru că am știut să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și un om nemulțumitor niciodată nu va fi fericit. Nu suntem mulțumiți cu copiii noștri și de multe ori arătăm spre degetul spre copiii altora. Uite copiii altora cum sunt și disprețuim pe ai noștri. Sunt mame în această seară și sunt tați în care Duhul lui Dumnezeu îmi vorbește în ureche, în mintea mea, în care și-au disprețuit copiii. Nu s-au mulțumit cu copiilor. Lasă-l, că Dumnezeu îl va atinge într-o zi și pe el. Tu roagă-te, continuă să te rogi. Nu te învinovăți pe tine ca și cum că n-ai făcut prea mult. Sunt momente în care copilul tău și copila ta vrea să guste, pentru că suntem într-o țară foarte libertină și tentațiile sunt mari și ofertele sunt mari și școlile au nebunit pe unii din copiii noștri. Le-au implementat în minte tot felul de ideologii și au venit acasă copiii noștri și nu am mai ascultat părinții. Nu că dumneata ai fi fost de vină. Societatea. Dar ascultă-mă bine. Mulțumește lui Dumnezeu pentru copilul pe care ți l-a dat. Avem un copil care cântă, dar poartă Pampers. Are 12 ani, cântă, dar poartă Pampers. Nu simte când merge la toaletă, iertați-mă. Și vine și cântă în adunare. Și copilul tău este sănătos și nu-i mulțumești lui Dumnezeu. Un om nemulțumitor, oricât de mult ar avea, nu se va bucura niciodată. Pentru că lipsa bucuriei este că suntem prea mulți cârtitori. Un om care e cârtitor și nemulțumitor nu avea niciodată timp să-i mulțumească lui Dumnezeu. Ascultați-mă!
Psalmul 73 era un om care slujea în adunare. Și până la o vreme toate au fost bune. Dar într-o zi a privit la alții și a băgat coada ochiului în ograda altuia. Dar știi ce-i dureros? Că s-a uitat unde nu trebuie, la cei care erau sortiți pierzării. Și spune, era să mi se îndoaie pașii, să mi se alunecă picioarele. Dar de ce? Pentru că mă uitam la ajit la alții cum le merge bine. Nu le doare nici din singură. Le-a făcut în Turcia, le-a pus noi. Și eu? Zilele trecute a venit cineva și mi-a spus, frate Andrei, m-am ferit să fac aia, m-am ferit să fac aia, m-am ferit să mă pun la școală, m-am ferit aia, m-am ferit aia, mac-deac. Uite mie de ce nu merge. Și a spus, ce ai vrea să-ți meargă? Păi nu am și eu cum. Și? Ai citit Psalmul 73? Nu, citește. Și am văzut soarta din urmă a celor răi. Și el spunea în versetul 25 din Psalmul 73, pe cine am în cer, în afară de, și fericirea nu-mi găsesc în nimeni altul decât în tine. Ascultați-mă, poți să avem multe și nevrute dacă nu suntem mulțumitori, dacă avem o viață de cârtitori. Nu se întâmplă nimic. De aceea mă rog în această seară Domnul să binecuvânteze inima noastră. Știi ce au făcut evreii? Evreii și-au întors spatele la Dumnezeu. Evreii nu se mai închinau lui Dumnezeu, nu-L mai căuta pe Dumnezeu. Devenise mândri, nu-și mai vedeau uscăciunea. Nu mai credea pe Dumnezeu și se încredeau în ei însăși. Este o biserică din cartea Apocalipsi, pe nume de Laodicea. Știi ce a spus această biserică? Ceea ce spuneam și la noi în Liț. Avem aur, avem haine, avem alifie, suntem bogați, nu mai suntem săraci, acum avem. Și Domnul zice, e sărac, te sfătuie să cumperi de la mine aur, curățiri prin foc, ceea ce reprezintă credință. Unii pretindeau că au credință, dar trăiau ca și necredincioși față de Dumnezeu. Unii pretindeau că au haine, pentru că acolo era o țesătorie de haine, cea mai luxoasă, dar cu părere de rău. Haina reprezintă neprihănirea noastră, neprihănirea lor, dar cu părere de rău trăiau în păcat. Și aveau cea mai bună alifie pentru vindecarea rănilor. Și cu toate aceste lucruri avea ochi, dar nu vedeau. Aș vrea să te întreb în această seară, și ascultă-mă bine, când a fost ultima dată când ai văzut o minune? Fraților care sunteți aici, știți că într-o zi am plecat la, spuneam și tinerilor, sâmbătă am fost la tabăra voastră de tineri. Când am plecat la drum la pocăință în 2003, am plecat cu Ciprian și Chian, avea o Dacia albă MRG și am plecat la Măslin, la Piatra Neamț. Urcam câte 5-6 într-o mașină. 7 alte ori. Ne-am dus la Piatra Neamț. Am pus benzină. Acum, dacă este o evangelizare, să zicem, la ispici, e prea greu să mai vin eu de la Liț, dacă vine un om al lui Dumnezeu. E greu, avem bani, avem mașini, dar nu este greu. Dacă este o evangelizare la Liț, la Oldham, nu mai ne deplasăm. Atunci ne deplasăm. Și țin minte că ne-a oprit poliția, că aveam viteză, ne-a oprit poliția. Iertați-ne, ne grăbim. A, sunteți cu ăia? Cu care? Mergeți la Piatra Neamț, mă zic, da? Pentru că și poliția știa de noi. Și am fost și au adus un om pe cărucior și l-a pus în fața acolo. Era martor și unii dintre dumneavoastră ați fost acolo. Și la o simplă rugăciune cu ungere, cu un de lemn, era fratele Caba Ioan,
fratele Vasile Hozan și ceilalți Livia Sint. Ăsta s-a ridicat de pe cărucior. Ascultați-mă, suntem generația care am văzut minuni. Iertați-mă, generația tânără. Știți de ce nu mai vedem minuni? Pentru că nici nu le mai dorim, nici nu le mai căutăm. Și nu mai avem nici genunchi. Câteodată mai trimite Dumnezeu un val și în viața mea și în viața familiei mele. Să nu uit că trebuie să mai pun genunchii jos. Zilele trecute eu trimis așa un val și pentru că este jucăria familiei, nepoțica noastră, 1 an și 3 luni, s-a îmbolnăvit, a avut temperatură, febră mare, n-a trecut. Duminică eram în biserică, au ieșit din biserică, au dus-o la spital, nu i-a făcut nimic, s-au întors. Luni, mai rău, luni, spre 6-7, după amiază am plecat la spital. Am stat până dimineața la 5-6 cu ea acolo. Și spuneam fiului meu și norei mele, noi n-am avut mașini să vă ducem la spital. N-am avut termometre să vă luăm temperatura. N-am avut nici telefoane. Era cartelă pe vremea aceea. Și în anumite zone. Dar am avut genunchi. Am avut genunchi. Așa v-am crescut. Când vouă a fost rău, am știut să-i mulțumim lui Dumnezeu. Avem totul la îndemână. Avem totul la îndemână. Un clic, vezi ce se întâmplă dincolo. Dar ascultați-mă, ne este greu să mai deschidem Biblia. Mie este greu, unul care vă predică. Mă lupt cu mine. Mă lupt să postesc. Mă lupt să citesc Biblia. Mă lupt să fac bine. Vă nu? Mă rog în această seară, Domnul să ne ajută. Și în al treilea rând, Psalmul 102. Nu mi-ascunde fața ta, versetul 2, în ziua necazului. Pleacă-ți urechea spre mine când strig. Ascultă-mă de grabă, că zilele mele pierd ca fumul și oasele îmi iarg ca o tăciune. Inima mi este lovită și mi se usucă în tocmai ca iarba. Versetul 11. Zilele mele sunt ca o umbră gata să treacă și mă usuc ca iarba. Versetul 9. Mănânc țărân în loc de pâine, îmi amestec lacrimi cu băutură. O altă cauză a uscăciunii este amărăciunea provocată de încercări. Amărăciunea provocată de încercări. Și ascultă-mă bine, dacă în zilele de pace, de liniște, n-ai știut să acumulezi și să strângi grâu în grânar și ulei în candele, ascultă-mă, îți va fi greu când vei fi încercat să-ți pui genunchii jos. Pentru că rugăciunile scurte în public sunt rezultatul rugăciunilor în hodăiță. Mă repet din nou, rugăciunile scurte în public sunt rezultatul rugăciunilor din hodăiță. Ilie s-a rugat scurt și s-a coborât foc. Moise, Dumnezeu i-a spus în Exod 14, ce rost au strigătele acestea? Pentru că în momentul greu, cei mai mulți dintre noi, și ascultați-mă, suntem tentați când ajungem în fața imposibilului, în fața Mării Roșii, și în spatele nostru stă faraon cu armata lui, cei mai mulți dintre noi suntem tentați să alegem pericolul,
Adică să ne întoarcem în Egipt, să ne întoarcem înapoi, în loc să pășim spre imposibil. Și Dumnezeu zice lui Moise, ești pregătit să vezi ceea ce n-ai văzut altă dată? Eu, Doamne, sunt pregătit, dar poporul cârtește. Ridică stoiagul în numele lui Iisus. Pășește prin credință. Pentru că trebuie să fim pregătiți să vedem ceea ce n-am văzut. Biserica rugul a prins din ispici și de pretutinde. Există o cauză amărăciunii provocată din încercări și suntem tentați să abandonăm lupta și să punem armele jos. Și spunem noi, unii dintre noi, Dumnezeu a făcut minuni. În urmă cu 20 de ani, 25 de ani. Da, Dumnezeu a făcut minuni, dar ascultați-mă, Dumnezeu vrea să facă și mai mari minuni. Dumnezeu vrea să facă și mai mari lucrări. Pentru că ceea ce avem la îndemână n-am avut atunci, dar l-am avut pe Duhul lui Dumnezeu, am avut Duhul Sfânt în adunare. La o simplă cântare am ieșit în față și m-am predat. Nu am predicat nici Oniță, nici Bumbac, nici Vasile. O cântat o cântare și la o simplă cântare m-am predat înaintea lui Dumnezeu. Dar știți ce m-a atins în momentul acela? Duhul lui Dumnezeu, pentru că venisem dintr-o încercare foarte gravă. Îmi pierdusem pe tata de 45 de ani. Devenisem alcoolic, fumam câte două pachete de țigări pe zi. Consumam alcool timp de un an de zile și am avut o amărăciune provocată din încercări. Și am ajuns atât de uscat încât am ajuns la 30-35 de kilograme. Și eram o momâie, un schelet. Și nu mai aveam vlag în mine. Și țin minte că soția plângea și se ruga pentru mine. Și într-o zi, în data de 12 martie 2003, am intrat pe ușile bisericii. Și la o simplă cântare dintr-un om uscat, am devenit un om viu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu s-a coborât în adunare. Și Duhul lui Dumnezeu este în adunare în această seară. Se spune că cauza uscăciunii dumii tale s-ar putea să fie provocată de păcat, de starea de cârtire, de nemulțumire, sau amărăciunea încercării. Și în această seară, știți ce spune cartea Marcu? În capitolul 3, te rog să-mi afișez versetul 1. Marcu, capitolul 3, versetul 1. Iisus a intrat din nou în sinagogă, înseamnă că a mai fost. Acolo se afla un om cu ce? Cu mâna uscată. Știți de ce ni se usucă mâinile? Că nu mai avem mâini de dat. Nu le mai scoatem din buzunar. Mi-e dor să văd oameni cu sacoșe. Mi-e dor să văd tinerii care spun, frate Andrei, vrem să facem o ajutorare. Și spune Biblia că acolo se afla un om cu mâna uscată. Următorul verset. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată învinui. Sunt oameni care tot timpul stau la pândă. Mi-au stat mie la pândă. Dar slavă Domnului că au căzut ei în groapă. Următorul verset. Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai în mijloc. Frați și surori, în această seară, remediul pentru a fi vindecați din păcat, din cârtire, din nemulțumire, amărăciunea provocată de încercări, este timpul să ne ridicăm. Frate Andrei, da, sunt în adunare, știu. A te ridica înseamnă să te vadă toți în sinagogă că ți-ai ascuns mâna. Și a părut că tu ești un om normal, dar de altfel mâna ta era uscată. Ioan capitolul 5 a intrat în privorul lui Solma, acolo erau 5 privoare. O mulțime de bolnavi zeceau, orbi, uscați, șchiop care aștepta mișcarea apei. Și s-a dus la unul care spune, vrei să te faci sănătos? Dar ce întrebare e asta? N-am pe nimeni. Pentru că cea mai mare durere pentru cineva când este în încercare este să se vadă singur în mijlocul mulțimii. A
fost o perioadă grea în care ne-a fost foarte greu. Și chiar dacă este aici și îi dau exemplu, nimeni n-a venit să deschide, să bate la ușă. Nimeni. Becul stins. Copiii sus. Eu în living, soția dincolo. Și vine cu soția lui. I-am deschis. S-a pus pe canapele. N-a spus nimic. Că nu trebuie să spui nu știu ce. Mut. Știi ce mi-a spus? Andrei, te rog, nu vrei să cântăm o cântare? Numai de cântare nu mi-ardea mie atunci. De rușine am spus da. Beni, nu cobor orga de sus jos? Sigur. Și cânta la orgă. A început el cu soția lui să cânte o cântare. După el ne-am luat și noi. Dar ascultați-mă, eram uscați. N-am mai avut vlac. Nu mâncasem. Nu dormisem. Dumnezeu a trimis un înger. A început să cânte. N-a avut voci. Dar mi s-a părut vocile lor ca un cor de 1000 de persoane. Pentru că împreună cu ei au cântat și îngerii și s-a coborât Duhul lui Dumnezeu. Ne-a vindecat sufletul, inima. Fraților, continuă în această seară, dacă vrei și te simți uscat, să te ridici. Ba mai mult, Domnul Iisus Hristos a spus, întinde-ți mâna. Și s-a produs o minune. Știți de ce nu se produc minuni? Pentru că nu suntem gata să le scoatem înainte. Și spune, Doamne, ăsta sunt, îs uscată, sunt uscat. A venit un om cu copilul lui și a spus, copilul meu e bolnav, când în foc, când în apă. L-am dus la ucenicii tăi și nu a putut. Dacă poți tu să faci ceva, auzi dacă poți. Omul măcar a fost sincer. Noi nu suntem sinceri. Fă ceva. Știi ce a spus Domnul Iisus? Parcă nu știa Domnul Iisus. E extraordinar. Bă, cât de frumoasă e Biblia. De cât timp îi este așa? Dar de ce mă întreb, Doamne? De ce mă întreb? Pentru că vreau să fie o minune vădită de toți, pentru că să fie scoasă în evidență puterea lui Dumnezeu, pentru că ceea ce este imposibil la oameni este posibil la Dumnezeu. Din copilărie! Ajută-i necredinței mele! Pentru că, ascultați-mă, dacă vrem cu eforturi mici să transformăm minuni mari, nu se poate! Dumnezeu vrea să vindece stările unora în această seară. Nu știu în ce stare ești, dar în această seară vrem să ne rugăm. Și vă invit să stăm ridicați în picioare. Ridică-te, stai în picioare și întinde-ți mâna. Asta a spus Domnul Iisus Hristos. Din capitolul 37 din Ezechiel, care am citit, spune că s-a făcut un vuiet și s-a întâmplat o mișcare
s-au apropiat unele de altele. Domnul a trimis carne și apoi a trimis Duhul lui. Nu știu de câte luni nu mai simți aceea ungere, aceea prezență. Dar dacă îți lipsește în această seară, nu știu. Dar însă știu că Duhul lui Dumnezeu este aici. Dacă îți lipsește rugăciunile acelea fierbinte, dacă te simți uscată și uscat, dacă l-ai întristat pe Domnul și ai păcătuit în inima ta și ai ascuns de luni de zile păcatul tău și dacă Domnul nu ți l-a dat pe față, asta nu înseamnă că Domnul nu știe. Domnul vrea să-ți dea timp să te pocăiești în această seară. Dacă ești un om care e cârtit și ai fost nemulțumit cu ce ai avut până acum, de soția ta, de copiii tăi, de soțul tău, simți că nu mai ai pace și liniște, este starea că tu nu ești mulțumită. Dacă ești uscată datorită amărăciunii încercării, în această seară ridică-te în numele lui Iisus Hristos și recunoaște situația ta și Domnul în această seară va trimite Duhul lui Cel Sfânt peste tine și te va umple și vei fi un om nou și plin de viață, glorie lui Dumnezeu. De aceea vă invit să